Salut! Am văzut de curând acest tweet unde un om spunea că o să-și vândă toți tokenii EGLD pentru a cumpăra alte monede noi care vor performa mult mai bine în viitor. Nu este singurul, sunt destul de mulți care gândesc în felul acesta și în acest video vreau să vă spun părerea mea dacă cred că este bine sau nu să faci acest lucru. Dar înainte să începem, nu uita de un like și de un comentariu pentru că pe mine mă ajută foarte mult și durează doar câteva secunde și încă ceva este gratis. Și încă un mic anunț, luna aceasta la final o să fac un nou giveaway de $50 doar pentru membrii cu 5 premii de câte $10, extragere o să fac live încât să fie totul transparent, dar pe lângă asta membrii de pe acest canal mai primesc acces și la alte beneficii. Trebuie să fie clar încă de la început că acest lucru ce o să vă spun în continuare se aplică pentru orice tip de investiție. Dacă tu ai investit în ceva și investiția ta nu a crescut într-un timp scurt, în timp ce alte investiții au crescut destul de mult, eu cred că este o idee destul de rea să vinzi tot ce ai și să cumperi ceea ce a crescut deja cu gândul că o să crească și mai mult. Luăm exemplul concret cu ce a făcut băiatul acesta. Chiar un pic mai jos, el a spus ce mișcare a făcut. A vândut acum o săptămână 70% din tokenii EGLD ca să cumpere Injective. Și dacă ne uităm foarte rapid pe grafic, Injective de la începutul anului a făcut până în punctul acesta 11x. Dacă este să ne uităm să vedem ce a făcut Multiverse X de la începutul anului, acesta are o creștere de 28%. Întrebarea mea este cum poți să vinzi ceva ce nu a avut parte încă de creștere și să cumperi ceva ce a crescut atât de mult, 11x. Mai ales dacă înainte să investești, te-ai documentat și ai înțeles ce vrea să facă proiectul respectiv și între timp nu s-a schimbat nimic pe partea fundamentală. Probabil vă aduceți aminte de principiul acela pe care toată lumea îl spune. Nu investi în cripto mai mult decât îți permiți să pierzi. Eu, de exemplu, prefer să pierd bani decât să vând pe minus și să existe după posibilitatea să regret că am vândut când nu trebuia. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu încerc să spun că Injective nu este un proiect bun. Eu chiar cred că Injective are șansa să fie printre primele altcoin-uri care își depășește all-time high-ul. Dacă mergem și căutăm din nou Injective, putem observa că din punctul acesta are nevoie de aproximativ 56% și și-a depășit all-time high-ul. Dar ce încerc să spun este că de ce să vinzi ceva care a scăzut ca să cumperi ceva care a crescut, eu zic că aceasta nu este o idee bună. Pe lângă că ți asiguri pierderea de la prima investiție, orice crește într-un final mai și scade și cum o să reacționezi dacă vezi că fix după ce tu ai cumpărat criptomoneda care a crescut, începe să scadă. O să vinzi și investiția aceea ca să cumpere altceva care a crescut? Acum depinde și de situație. Cineva ar menționa și de cazuri precum FTX sau Terra Luna când tokenii se duc către zero într-o perioadă foarte scurtă de timp. Dar acelea sunt cazuri izolate în care se dovedește că uneori este bine să vinzi, dar este foarte greu de anticipat o astfel de situație. Pe lângă asta, mai există cazuri de criptomonede care după bull market nu mai ating niciodată un all-time high și tocmai de asta, că nu avem de unde să știm dacă o criptomonedă o să mai atingă un nou all-time high sau nu, eu de asta pentru fiecare criptomonedă pe care o dețin în portofoliu am în minte un plan în care voi începe să vând o parte din monede înainte de all-time high. Bineînțeles, nu toate monedele înainte de all-time high, că după la fel te poți trezi că ai vândut tot și fix după urmează o creștere explozivă. Am și Multiverse X, am și Injective, dar am și alte criptomonede. La început când am intrat în cripto, aproape tot portofoliul meu era e-gold, dar mi-am dat seama că fac o greșeală și am început să corectez acest lucru. Dar nu am vândut Eagle ca să cumpăr alte criptomonede. Am luat o pauză și pentru o perioadă n-am mai investit deloc în EGLD până când am reușit să acumulez și alte criptomonede pe care mi le doream, fie că este vorba despre DOT, BNB, Ethereum, Atom sau orice altă criptomonedă îți place ție. Dar ca o concluzie după acest video, sunt două puncte importante pe care eu le respect și chiar sunt curios dacă voi țineți cont de aceste lucruri. Nu vând niciodată o monedă pe minus ca să cumpăr alta care a crescut mult, deoarece poate să te afunde și mai mult în cele mai multe dintre cazuri. Dacă chiar vreau să cumpăr o altă criptomonedă, aduc niște bani de acasă și cu acei bani o să cumpăr criptomoneda respectivă, dar nu o să vând altă criptomonedă pe care deja am cumpărat-o. Și mereu când o criptomonedă începe să crească, încep să vând înainte de all-time high, dar nu vând tot, ci vând treptat. Fiecare trebuie să-și stabilească procentele care se potrivesc pentru el și să țineți cont că acest video nu este vreun sfat financiar, doar vă prezint ceea ce fac eu și cum gândesc în acest spațiu de criptomonede și chiar sper să vă ajute. Haideți să vă arăt și foarte rapid o monedă care nu și-a mai depășit all-time high-ul. Ne putem uita la Stellar ca un exemplu. Punem graficul pe All.
și vedem că în 2018 a atins prețul de 0,9 dolari. Și apoi în bull marketul din 2021 valora 0,64 de dolari. Acesta este un exemplu foarte bun că unele criptomonede de la un ciclu la altul există posibilitatea să nu mai facă un nou all-time high. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt, ce s-a mai întâmplat, niște știri importante din lumea cripto, probabil vă aduceți aminte că de curând cei de la SEC le-au cerut celor de la Ripple 700 de milioane de dolari pentru a termina procesul. Tocmai ieri, SEC-ul dă în judecată un alt exchange din America și este vorba despre Kraken de data aceasta și pe lângă acest lucru, guvernul din SUA cere peste 4 miliarde de dolari de la Binance pentru a pune capăt procesului penal. Aceasta este o știre de la Bloomberg. Watcher Guru a distribuit-o pe Facebook. Sunt curios ce părere aveți despre aceste știri. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper ca informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter. Pentru cine își dorește să susțină canalul, poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra și ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.